dorim mult succes, multă putere, multă răbdare, înțelepciune și realizări frumoase în continuare. Asta pe care am realizat-o în timp de undeva două luni. Dar a fost o pauză și eu, în timp ca să mă învăț, am făcut această lucrare. Auzi, Dorian, când îi faci un portret, cum îl alegi tu? Deci trebuie să-ți placă. Da. Ceva... Să placă, dar și cât mai bine să fie aranjate și umbrele, lumina, ca să primească un desenă frumos, să nu fie prea alb sau prea întunecat. Să aibă un contrast dintre lumină și umbră. Cineva spune că frumusețea e perfecțiunii. A noi corect, mi pare nu. Când te uiți la eu, de exemplu, eu când mă uitam la un portret, mă uitam, urechea să fie cât mai așa ea, nasul și mai așa, mai ceva ca la mine, sau ceva așa ea. Și e interesantă, trăsăturile astea de caracter, să le dea lume prin desen. Așa și este. E foarte... Cât mai curios este portretul, figura, cu atât mai și mai interesant să o desenezi. Nu, o aleg totdeauna să nu fie în același poziție, să nu fie în aceeași poziție și în aceleași emoții. Bucur pentru lucrarea ta și pentru că ești foarte harmonic. Foarte bun.